Bună seara, vă spune Mario. Ce Mario? Ne aflăm la Rusca, o zonă formidabilă, după cum vedeți, o superbitate. În mijlocul naturii, cum ne place nouă, râu, pe râu, adică pădure și pe stânga și pe dreapta. Sălbăticie maximă. Nu intra pe acolo. Ce te uiți? E gheață. E gheață, tati, da. Să spargi. Dar m-a ținut gheața aia. Da, dar și dacă se sparge, faci baie la picior. Da. Trebuie să plecăm. O mare frumusețe. După cum vedeți, o mare frumusețe. Vreți să vedem o căprioară? Poate chiar și un urs. Da, nu, nu, nu. Nu astăzi, nu? Nu astăzi. Am ieșit în natură să luăm o gură proaspătă de aer. Vrem, poate, totuși, avem noroc să vedem și un păstrav. Un păstrav. Bizon. Mă, mergem la bizonii. Când plecăm, atunci mergem la bizon. La zimbri, nu la bizon, tată. Bizonii în America. Am înțeles că râul acesta ține clean, ține păstră, nu știu, să vedem. Dar nu cred că aici, cred că în Amonte, sigur, în Amonte ține. Facem loc pentru diseară, pentru grătarul care vom face. Unde? Scoase. Hai. Hai, iubirea mea. Uitați mă ce apă curată. Și a început să fulguiască. Ușor, ușor a început să fulguiască.